Al doilea convoi umanitar format din 200 de camioane a trecut aseară granița în Ucraina. Potrivit Russia Today, acesta a adus în estul fostei republici sovietice 2 tone de ajutoare, ce conțin alimente, medicamente, echipamente de purificare apei și generatoare de curent electric. Coloana de autovehicule a fost escortată de insurgenții proruși în regiunea Donetsk. Primul convoi umanitar rus a intrat în Ucraina pe 22 august, printr-un punct de trecere a frontierei controlat de rebeli. După zile întregi de așteptare a aprobării pentru trecerea frontierei, cele 220 de camioane au intrat pe teritoriul ucrainean fără acordul Kievului. Moscova a declarat că civilii din zonele aflate sub asediul trupelor guvernamentale aveau nevoie urgentă de ajutor. Kievul a calificat acțiunea drept o invazie directă, poziție susținută de NATO, Statele Unite și Uniunea Europeană. Vreau să reiterez faptul că republicile Donetsk și Lugansk nu vor forma alianțe politice cu Kievul. Nu vom stabili un sistem federal sau altceva asemănător. Ne-am obținut suveranitatea la referendumul din 11 mai și vom lupta pentru independență. Premierul ucrainean a declarat că liderul de la Kremlin dorește existența unui conflict înghețat în fosta Republică Sovietică. Este clar că scopul final al președintelui Vladimir Putin vizează nu doar regiunile separatiste din Est, Donetsk și Lugansk, el vrea să ia întreaga Ucraina. Nu se poate obișnui cu faptul că Ucraina va fi parte a Uniunii Europene. Putin vrea refacerea Uniunii Sovietice. Aseară, președintele ucrainean Petro Poroșenko a promis că peninsula Crimea, lipită în martie de Rusia, va reveni în componența Ucrainei și nu neapărat în urma unor operațiuni militare.